La bună revedere, prieteni, un nou moment de poezie, întâlnirea noastră cu numărul 663. Știți, sunt Armanda Filipine și vă prezint, ca de obicei, creațiile a trei autori. Poezie, ca așa ne-am înțeles de la bun început, să ieșim un pic din ritmul acesta stupid al pandemiei care nu ne lasă în pace. E adevărat că nici noi nu facem mare lucru să o stopăm, dar asta e, suntem în luptă cu natura și natura se pare că vrea să fie mai puternică. Dar noi încercăm să ne simțim cât mai aproape de limba oamenilor, așa că folosim limbajul poetic și, tot ca de fiecare dată, în fundal e coloană sonoră. Acum este un fragment foarte, foarte, foarte soft al Sinfoniei a noua a lui Dmitri Șostakovici. Am selectat-o, cred, și alte date, pentru că este dirijată de Leonard Bernstein și, știți foarte bine, conductorul, dirijorul, dă o tonalitate specială compozițiilor, care oricum sunt frumoase. Așa că n-ai cum să le strici prea mult și dacă vrei. Să trecem deci la poezie. Primul autor pe care vreau să-l avem alături de noi este o tânără născută în Caransebeș în 8 martie 1996, Anastasia Coste, care a fost prezentă și la cel mai recent festival de poezie de la Timișoara, Ion Monoran, care s-a petrecut la mijlocul lunii decembrie anul trecut, prezentat de Robert Cerban și cu destui poeți minunați pe care îi știți, nu mai trebuie să-i amintesc, pentru că pe majoritatea i-am prezentat deja la momentul de poezie. Acum este cazul să o prezentăm și pe Anastasia Coste, care are studii de litere și master de marketing la Timișoara și are o carte foarte frumoasă apărută anul trecut la Casa de Pariuri Literare, Tranzit prin gara cu miros de tei. Și am să vă prezint, nu din carte, pentru că nu am cartea, ci din revista Actualitatea Literară de la Lugoș, numărul 114 din 2021, revista coordonată de Nicolae Silade. Are în acest număr o prezentare frumoasă a autoarei Anastasia Coste și a cărții sale, așa că de aici, din această revistă, vă citesc și eu poemul care dă titlul cărții și care este unul foarte frumos, care ne duce pur și simplu și pe noi în acea gară care miroase a tei. Este cu multe imagini plastice și cu multe trimiteri, aș zice, chiar sonore și olfactive, cu toate că și chiar plastice, v-am mai zis asta, chiar dacă nu apar așa de evident în structura poetică. Deci, Anastasia Coste. În gara de acasă e un miros amețitor de tei. Trenul verde staționează 2 minute. Găsesc ceva trist din mine aici. Aștept să mă aștepte cineva. E miros de tei și de rămas bun. Trenul verde păstrează imaginile cusute între covoarele din hol, agățate de paturi cu lenjerii albe. Mi-a înghițit nopțile și sandvișurile mâncate pe fugă. Acolo ne-am făcut planuri de viitor. Am îmbrățișat-o pe Vișii, aripile roșii imitau îmbrățișarea lui Iuda. O clipă mai târziu, trenul verde pleca mai departe, drapelul încă flutură în gara cu miros de tei. Și parcă simțim și noi mirosul de tei și gustul sandvișurilor și nopțile care s-au pierdut și am vrea să vedem îmbrățișarea și aceste aripi roșii. Pe Iuda nu vreau să-l văd, dar e și el un personaj necesar pentru că face echilibru. Ce-ar fi lumea fără rău, nu-i așa?
Dar poezia este frumoasă și sigur cartea este interesantă, să o căutăm pe site-ul Casa de Pariuri Literare sau pe alte site-uri care vând cărțile recente, a apărut anul trecut, și poeta noastră Anastasia Coste. Cum v-am zis și știți, triada la momentul nostru, al doilea poet este tot o poetă, Mălina Alexandra Lipară. Are 21 de ani, cred, sau pe acolo, studiază literele la Cluj-Napoca și eu am regăsit-o în revista Apostrof, numărul 10 din 2020. Este publicată aici pentru că a participat la concursul literar organizat de Universitatea Babeș-Bolyai împreună cu revista Clujana Apostrof și a primit premiu. Este aici în revistă, v-am zis, revista, ca să o căutați, e sigur și pe site, revista condusă de Marta Petreu, deci numărul 10 din 2020. Poemul este foarte lung. Nu are titlu, are o trimitere în limba engleză, Coping Mechanisms, dar eu am să vă prezint un fragment din poem foarte interesant, care spune așa: nervii mei sunt șoricei care așteaptă cu minți în șir indiani injecția letală în raionul de obiecte casnice. Aici poți găsi căni de scris stilizat, iubirea se află în tot ce faci, unde a fost iubire când un boschetar a apărut din spate și m-a strâns de sân în timp ce mergeam să cumpăr roșii și absorbante. Să fii femeie vine cu tot felul de lucruri enervante cu care ajungi să te obișnuiești în timp. Menstruație, glande hormonale care se comportă ca drăgușori, pe 10 tipuri de energizante, atingeri nepotrivite din partea necunoscuților pe străduțe pustii unde te afli doar pentru că ai nevoie de strictul necesar. Unde a fost iubire când 55% din români au votat că violul poate fi justificat? Unde a fost iubire când fata de pe bulevard a ars de vie după ce a fost bătută până la leșin? Unde? Și vă invit să căutați revista și să vă gândiți la tot ce spune tânăra noastră aici în poezie. Și unii s-ar simți revoltați și ar spune: asta nu e poezie, ba da, poezia spune despre lucrurile care ne dor. Și ați văzut că poeții care au trăit în zone de război, și v-am tot amintit, în special poeții din Bosnia, care au scris o poezie dramatică și nu uită nici acum, deci au trăit în perioada care n-ar fi trebuit să fie război, o dată recentă, dar asta e. Deci, Mălina Alexandra Lipară, pe Facebook este Alexandra Mălina Lipară, găsiți pagina ei acolo, și o poetă interesantă care, în fine, doar studiază acum, așa că are tot timpul să învețe și să scrie poezie și mai interesantă și mai deosebită și mai frumoasă, pentru că are curajul să spună și aceste adevăruri pe care noi le ocolim chiar și în discuțiile noastre de zi cu zi. Și triada o încheiem cu un autor, din păcate, dispărut, despre care n-am știut nimic, dar pe care l-am regăsit în revista de la Târgu Mureș, Vatra Veche, numărul 12 din 2006, revista coordonată de prietenul Nicolae Băciuț, care mi oferă mereu surprize plăcute, ca acest Ferenc Zemler, un scriitor, critic literar și jurnalist de limbă maghiară, care s-a născut Odorheiu Secuiesc, a trăit între aprilie 1906 și ianuarie 1978, și o să vă prezint un poem foarte, foarte frumos care este în această revistă, numărul 12 din 2006, Vatra Veche, a nu se confunda cu Vatra. Și acolo este un articol gen dicționar despre autorul nostru, regretatul Ferenc Zemler. Poemul se intitulează Doar atât.
și are trimiteri aproape metafizice, numai bune pentru ore de astea de noapte. Spunem ce deslușește în legănarea copacilor din șoapta frunzișului neliniștit, ce-ți spune sfichiul sălbatic al vântului ce biciuie marea, zgomotele valurilor izbite de țărm. Toate nu sunt decât în tine prezente. În tine caut sensul și restul fără sens și rost. Când nimeni nu are nimic de transmis, doar o clipă să fii fericit. Sub arborii legănați în jocul sonor al apelor, în vuietul valurilor ce se izbesc de țărmuri pustii în vecii vecilor. Și mă cutremur și vă spun că tot acolo în revistă este subliniat faptul că acest poem a fost scris cu puțin înainte de trecerea la cele veșnice a lui Ferenc Zemler, un autor interesant care merită căutat și citit mai mult decât atât. Poezia se cheamă doar atât. Și aceste sublinieri, în tine caut sensul și restul fără sens și rost, câte clipe nu le aruncăm noi fără rost și câte clipe nu căutăm niciun sens niciodată, iată că poezia ne duce acolo unde nu bănuim sau unde unii nu vor, dar asta e. Acesta a fost momentul de poezie, dragii mei, v-am zis, nu-i nevoie să mă urmăriți pe mine, ascultați poezia și notați-vă numele celor care vă plac și căutați-le poemele. Puteți fiți atenți și la coloana sonoră ca să țineți minte numele de compozitor, să-i reascultați și dumneavoastră. Cu siguranță, cu plăcere, eu îi reascult de fiecare dată cu drag pe cei cunoscuți, pe ceilalți îi ascult cu mare plăcere pentru că, ați văzut, vă prezint și nume interesante, mai puțin frecventate de lumea muzicală, nu de alta, dar muzica și poezia stau foarte bine împreună și ne ajută să ne simțim oameni, că doar de aia învățăm, nu? Și citim. Toate bune și protejați-vă că pandemia iar a luat o razna. Numai bine!